Într-o zi capricioasă de iunie, am luat calea Clujului și am venit să vizitez un magazin pe care nu l-am mai văzut până acum, cel al firmei Motomus. Bun găsit, prieten! Cu un start modest, început în anul 2007 într-un garaj, Motomus a devenit repede liderul vânzărilor de motociclete second-hand din România. Și recent a devenit distribuitor oficial în România al mărcii Benelli. Vă invit să facem împreună câțiva pași în noul magazin și să vedem ce se mai întâmplă aici. O vizită la magazinul din Cluj al firmei Motomus nu avea sens fără o discuție cu Ceaba Tașnadi, managerul firmei, omul care are grijă de ani de zile ca operațiunea din Cluj să meargă ca pe roate. Ceabi, ne-am văzut la primul magazin, care era foarte frumos, dar a fost nevoie neapărat să vă mutați în acest magazin pe care îl văd prima oară. Așa este, Tibi. Principalul motiv a fost spațiul. Am avut nevoie de un spațiu mult mai mare pentru a expune motocicletele. Și celălalt magazin era foarte, foarte frumos, ne-am acomodat, ne plăcea foarte mult, dar pur și simplu nu am avut spațiu de expunere pentru motociclete. Și alt mare avantaj pe care îl are locația asta, curtea generoasă, în care iată că se pot desfășura evenimente, așa cum s-a întâmplat ieri și azi. Ieri a fost o sesiune de teste cu peste 20 de modele și un curs de conducere preventivă. Azi au continuat testele și a avut loc un curs de prim ajutor. Așa este. Pentru noi este foarte important socializarea. Este foarte important să ne întâlnim, să discutăm, mai ales când testez o motocicletă, să discutăm în prima fază ce poate ea și ce vrei să faci cu ea. Iar după aceea să pornești la un test. Adică ați oferit tot timpul mai mult clientului decât vânzare și atât. Vânzarea oricum se va întâmpla la un moment dat, dar în prima fază este bine să ne cunoaștem, să ne cunoaștem cât mai bine ca să găsim ce este mai bun pentru tine, privind motocicleta, echipamentul, deci trebuie să descoperim ce vrei tu să faci cu motocicleta respectivă. Cei care au cumpărat motociclete de la voi cunosc sistemul, dar cei care nu v-au fost încă clienți, cred că merită să afle ce sistem ați implementat voi. În clipa în care o motocicletă este aleasă de un client, demarează un proces automat, un soft pe calculator care dictează niște etape. Și așa din câte este. Știu eu, sunteți singura companie din România în acest domeniu care a implementat softul ăsta. Nu știu exact această informație, doar o să spun ce s-a întâmplat. Practic este logic când îți cumperi o motocicletă, din pasiune o faci, când o cumperi ai nevoie de informații despre ea. Ce se întâmplă, mai ales la second hand? Vii, o vezi, discutăm, găsim motocicleta potrivită pentru tine, după care o rezervi. După rezervare, ea trebuie să intre în service, trebuie să meargă la reare, sunt câteva... Adică sunt niște etape care nu se pot rezolva în două zile. Așa este. Aproximativ 5-10 zile, între 5 și 10 zile... În aceste 10 zile, omul care a dat un ban, probabil că te va suna de 157 de ori să vadă despre ce e vorba. Este corect și eu aș proceda la fel. Și chiar din cauza asta suntem o echipă de 18-20 de persoane care lucrăm în continuu ca tu să fii, să știi toate informațiile ce se întâmplă la fiecare pas cu motocicleta ta. Adică avansul plătit pe motocicletă atrage după sine niște etape automate. E informat omul care trebuie să plece cu motocicleta la RAR, omul care trebuie să pregătească motocicleta, omul care îți oferă accesoriile și așa mai departe. Da. Și pentru că totul este dictat de acest soft, este evitată greșeala umană. Deci nu poți să zic, aoleu, am uitat să-l sun pe ăla. N-ai cum să uiți pentru că calculatorul tău te informează și tu automat trebuie să faci pasul respectiv. Da, este vorba doar de organizare.
și de gândit bine fiecare pas. Sunt sigur că acest proces nu numai că vă ușurează munca, dar vine și în întâmpinarea clientului, adică dovedește grijă față de client și crește eficiența firmei. Așa este. Ați mutat din vechiul magazin toate mărcile pe care le reprezentați până acum, nu e nicio schimbare, dar a apărut ceva nou. Da, a apărut chiar bine, a apărut exact în timpul în care ne mutam și am putut să-i oferim un spațiu destul de mare în showroom-ul din Cluj-Napoca. Deja multă lume a aflat că sunteți distribuitor oficial al firmei Benelli. Sunt deja mulți oameni care au testat motocicletele, pentru că la această sesiune de test, normal că s-a pus accentul pe firma pe care ați importat-o recent. Au fost de altfel vreo 10 modele la test. Da. Și din ce am văzut eu, reacția clienților a fost favorabilă. Da, reacția a fost favorabilă. Doar, repet, este foarte important înainte de testare să discuți puțin, să vezi ce vrea să descopere despre motocicleta pe care o va testa. Iar dacă este potrivită motocicleta pe care o testează. Da, da, asta e o chestie generală. Trebuie să afli pentru ce ia omul motocicleta, ca să-i poți recomanda una care se potrivește viitoarei folosințe. Exact, asta este cauza, adică din cauza aceasta nu este un focus pe vânzare la astfel de evenimente. Astfel de evenimente ne focusăm la socializare, la discuții. N-am vizitat încă depozitul de la Gherla. De unde a pornit toată povestea acestei firme în 2007, pornită dintr-un garaj și iată că o operațiune pornită modest a ajuns în câțiva ani ca firma să devină lider al vânzărilor de second hand, așa că neapărat voi trece și pe la depozitul din Gherla. Da, o să spun pe scurt ce o să vezi acolo. Este și acolo organizat, practic sunt două depozite. Este depozitul mic în față, unde sunt motocicletele care sunt deja vândute și urmează ori să se livreze la client, ori să meargă la rearer sau în service, iar sunt dublurile care vin aici, motocicletele noi. Rezervele de stoc. Exact. Iar în depozitul din spate sunt motocicletele care sunt disponibile pentru vânzare. M-ai făcut curios și sigur că o să trec de acolo. Dacă am reușit și v-am făcut curioși, prezentându-i vă imaginile de la magazinul nou din Cluj și de la depozitul din Gherla, probabil că ăsta este un motiv în plus să vă faceți timp să vizitați acest magazin și să aveți parte de o experiență deosebită. Împreună cu Ciobi, până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă. Vă salut! Vă așteptăm la noi cu drag!